Zalăul este timp de două zile gazda manifestării Săptămâna Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, la care participă sindicate, patronate, autorități și reprezentanții inspectoratelor teritoriale de muncă din Sălaj și alte județe. Deschiderea manifestării a avut loc astăzi în sala Porolisum a Consiliului Județean Sălaj, la care au luat parte toți actorii implicați în această manifestare. Noi ne aflăm în județul dumneavoastră pentru manifestarea organizată de către Inspecția Muncii în parteneriat cu Agenția de Securitate a Muncii de la Bilbao. Campania este europeană, se numește Locuri de Muncă Sănătoase pentru Toate Vârstele. Este o piatră de încercare să armonizezi relațiile de muncă între tineri și persoane mai în vârstă. Aici avem la această manifestare din toate mediile, avem sindicate, avem patronate, avem din mediul academic, autorități, toți vrem să găsim soluții pentru a îmbunătăți condițiile de muncă la locurile de muncă și a armoniza această relație de muncă între tineri și vârstnici. Astfel, această manifestare se va derula prin prezentarea de către colegii noștri de lucrări științifice la nivel academic. Fiecare inspector și-a pregătit o anumită temă, o va prezenta și celelalte categorii de persoane o vor analiza. Potrivit directorului Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, Luminița Nemeș, o astfel de manifestare este organizată pentru prima dată în Sălaj. Că acest eveniment are loc pentru prima dată în județul Sălaj. Sigur, este un eveniment pe care îl avem în fiecare an. În fiecare an, campania are un mesaj, mesajul Locuri de Muncă Sănătoase pentru Toate Vârstele. A început din 2016, continuând în 2017. Așa cum vă spuneam și în deschiderea evenimentului, este un eveniment coordonat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Este foarte important lucru să avem grijă de lucrătorii din unitățile industriale. Este foarte important să avem în vedere condițiile lor de muncă, sigur, ținând cont de evenimentele nefericite, sigur, independente de noi, care apar. Este foarte important de asemenea ca angajatorii să aibă mereu un schimb de informații și un schimb de bune practici, tocmai pentru a promova cele mai bune condiții pentru lucrătorii lor. Aceasta ar trebui să fie preocuparea și centrul atenției fiecărui angajator și, în primul rând, trebuie să ținem cont, prevenția este cea care trebuie să își producă efectele și să împiedice producerea unor evenimente nefericite. Organizată în fiecare an, în luna octombrie, Săptămâna Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă este marcată în județul Sălaj în perioada 16-18 octombrie printr-un simpozion la care participă reprezentanții ai societăților comerciale sălăjene preocupate de sănătatea și securitatea angajaților.